Ziua de 13 septembrie reprezintă pentru salvatorii clujeni și cei din întreaga țară un moment de sărbătoare și de rememorare a faptelor de vitejie a înaintașilor lor care au purtat cu cinste blazonul de pompier. Un ceremonial militar și o slujbă au avut loc și la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Avram Iancu din Cluj-Napoca. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj a marcat Ziua Pompierilor printr-un ceremonial în cadrul căruia militarii care s-au remarcat prin modul de împlinire a atribuțiilor, pregătire profesională și comportare au fost înaintați în grad. O slujbă de tedeum a fost oficiată apoi de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. În cuvântul său, ierarhul a apreciat eroismul și spiritul de sacrificiu al pompierilor. Încercăm să întemeiem cuvântările noastre pe ceea ce găsim scris în Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură. Și referitor la misiunea pe care dumneavoastră o dezvăluiți în a doua epistolă către Timotei. În capitolul 2, începând cu versetul 3, Sfântul Pavel, știind că Timotei este tânăr și are nevoie de multă râvnă, îi scrie lucrul următor: suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții ca să fie pe plac celui care strânge oaste. Rezultă din aceste două versete că dumneavoastră, pentru noi, sunteți un exemplu deosebit. Și încercați să ne dinamizați în ceea ce avem și noi de făcut. Prima formațiune de pompieri angajați, plătiți de primăria orașului Cluj, a fost înființată în 1884.